Bună dimineața încă o dată, sper că putem începe. Suntem în format Zoom, dar de asemenea suntem urmăriți și pe rețelele sociale, precum și pe privesc.eu și realitatea.md. Mie îmi spune Vlad Gribincea, eu sunt președintele Centrului de Resurse Juridice și am deosebită plăcere să vă salut și de asemenea să mulțumesc doamnei secretar de stat Veronica Mihailov-Moraru pentru că este alături de noi. De asemenea, aș vrea să salut pe domnul Brett Rose, care este directorul programului Justiție Penală a Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, care a finanțat studiul pe care îl vom prezenta astăzi. De asemenea, aș vrea să-i salut pe domnul Andrei Roșca și domnul Constantin Șușu, membrii ai Consiliului Superior al Procurorilor, care vor avea o intervenție cu privire la acest eveniment. Evenimentul a fost structurat în felul următor. Vom avea cuvântul de introducere, scurtă, de 10 minute, după care vom avea prezentarea studiului. Prezentarea studiului o face eu și Daniel Goinic, Daniel fiind principalul responsabil de această analiză. Eu îi vorbi despre metodologie, Daniel despre constatări, eu despre concluzii și recomandări. După care vom avea 15-20 de minute de intervenție din partea reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor, iar după aceasta 40-50 de minute de sesiune de întrebări și răspunsuri. Sperăm să finalizăm acest eveniment în 1:30. Până a trece nemijlocit la discuții, aș vrea să încep cu un mesaj de bun salut, de salutare a dumneavoastră. Mulțumesc că sunteți alături de noi și sunteți interesați de acest domeniu. De ce am ales noi la CRJM să facem o analiză a numirilor și promovărilor în procuratură? Deoarece suntem conștienți că fără un sistem meritocratic de numiri și promovări în serviciul public, nu poate exista o sustenabilitate a acestui sistem și nu poate exista o anumită autonomie a celor care sunt numiți. Numirile în serviciul public, în opinia noastră, trebuie să se bazeze în cea mai mare parte pe meritocrație și mai puțin pe loialitate față de o anumită persoană. În anul 2016, noua lege cu privire la procuratură a introdus un sistem care limita la maxim discreția procurorului general și a Consiliului Superior al Procurorilor în ceea ce privește cariera, adică numirile și promovările procurorilor, și când mă refer la promovări, în vedere transferul într-o altă instanță, în vedere transferul în procuratura superioară și numirea procurorilor în funcție de conducere. Pentru noi acest lucru în domeniu este deosebit de important pentru ca, în perspectivă, să avem procurori curajoși și care să poată acționa independent de alți factori, extern sau din cadrul procuraturii. Această analiză, după cum menționam anterior, ar fi fost imposibilă fără susținerea financiară a programului Justiție Penală Ambasadei SUA în Republica Moldova, pentru ce le mulțumim foarte mult pentru colaborare și încredere pe care ne-au acordat. Aș vrea acum să, până a trece la mai multe detalii despre acest studiu, să menționez că noi la CRJM vom continua să urmărim activitatea Consiliului Superior al Procurorilor și vom raporta despre activitatea acesteia în mod imparțial și profesionist. Pe această notă vreau să ofer cuvântul doamnei secretar de stat Veronica Mihailov-Moraru pentru cuvântul de salut. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația adresată Ministerului Justiției de a participa la un astfel de eveniment, în cadrul căreia se lansează acest raport cu o tematică destul de interesantă și provocatoare, aș spune.
Este și totodată o oportunitate de a ne revedea și de a discuta pe subiecte sensibile ce țin de sectorul justiției, mai ales că actualul guvern își propune obiective extrem de ambițioase ceea ce ține de reformarea justiției. Evident, o justiție sănătoasă fără profesioniști integri, și aici mă refer la procurori, judecători, avocați, nu poate dura. Și acest lucru este important dacă și procesul de admitere, de selecție a acestor profesioniști este unul bazat pe criterii de meritocrație. Tematica raportului de astăzi, deci pe lângă faptul că este una extrem de oportună, este și curioasă, aș spune, în contextul în care nemulțumirile și cerințele societății față de calitatea, independența, imparțialitatea profesioniștilor sunt destul de mari. Ceea ce vreau să vă spun din partea Ministerului Justiției este că, probabil cum cunoașteți deja, conform strategiei de activitate și a planului de acțiuni pe termen scurt, adică pentru anul curent și anul următor, reprezintă una din prioritățile prestabilite, îl reprezintă și ceea ce ține de perfecționarea sistemului de selecție, promovarea judecătorilor și procurorului, precum și instituirea unui mecanism de accedere uniformă pentru judecători și procurori în baza vechimii în muncă. Respectiv, urmează cât de curând posibil să inițiem un grup de lucru ceea ce ține de perfecționarea cadrului legislativ în acest domeniu. De aceea, constatările acestui raport sunt extrem de binevenite și felicit pe această cale echipa CRJM-ului pentru efortul depus. Am remarcat că constatările formulate sunt însoțite de date statistice, de exemple destul de convingătoare, care confirmă că sunt carențe deloc neglijabile în procesul de selecție, denumire a procurorilor, în special în funcțiile de conducere a procurorilor. Competiția între procurori trebuie să fie una încurajată în mod efectiv, nu doar pe hârtie, și concursul trebuie să fie unul veritabil și în acest mod concursul veritabil trebuie să fie perceput astfel și de societate. În acest sens, este extrem de important de revăzut rolul Procurorului General și a Consiliului Superior al Magistraturii în acest proces de selecție, admitere a procurorilor și mai ales de promovarea acestora în funcțiile de conducere, astfel încât intervenția lor să fie una minimală sau cel puțin bazată doar pe criterii de meritocrație și în mod cât mai transparent posibil. Ceea ce am reținut în mod prioritar din acest studiu și consider că sunt niște aspecte care au trezit îngrijorare, ține de faptul că, am să dau citire, că din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs, la concursul pentru ocuparea a 20 de funcții s-au înregistrat câte un singur candidat. Ceea ce reprezintă probabil niște semne de întrebare extrem de rezonabile. De ce? Participă doar un singur candidat? Este asta un semn a faptului că nu se transmite un mesaj sănătos în rândul procurorilor de a participa în condiții egale într-o competiție sănătoasă la funcțiile respective. O altă concluzie reținută și la fel îngrijorătoare este faptul că 17 din cele 26 de funcții de conducere scoase la concurs au fost ocupate de candidați care dețineau deja interimatul funcției pentru care candidau. Poate că acest lucru nu ar fi tocmai unul rău, dar trezește iarăși niște întrebări rezonabile atunci când se menționează că în cel puțin 65% din cazuri, procurorul șef a fost de facto identificat de procurorul general și investit în funcție formal în baza concursului organizat de CTP. Și ultima concluzie pe care am reținut-o ca fiind îngrijorătoare și aș încuraja în acest sens Procuratura Generală, CTP-ul să demareze acțiuni de încurajare. Mă refer la faptul că în Procuratură pentru perioada anului 2020 existau 124 de funcții de procuror cu atribuții de conducere. Dintre acestea, doar 12 erau ocupate de femei. Cred că este un aspect la care trebuie să reflectăm și să încurajăm asigurarea egalității de gen, inclusiv în funcțiile de conducere.
Prin urmare, în încheiere aș spune că recomandările raportului vor fi analizate minuțios de echipa Ministerului Justiției în procesul de elaborare a amendamentelor la cadrul legal, normativ relevant subiectului de astăzi și vă doresc mult succes, discuții cât mai productive. Eu va trebui în scurt timp să mă retrag, dar mă voi interesa ulterior de cum au evoluat discuțiile. Vă mulțumesc pentru atenție și mult succes! Vă mulțumesc mult, doamna Mihailov-Muraru, pentru această intervenție. Vreau doar în răspuns să vin cu câteva concretizări până o ofer cuvântul domnului Bretros. Această analiză a fost începută cu mult până la discuțiile politice prin marginea funcției de procuror general și ea nu trebuie să fie percepută ca o parte din aceste discuții politice care există la moment. Noi planificam să lansăm acest studiu încă în luna iulie, dar din cauza campaniei electorale pentru a nu politiza subiectul, am decis să-l lansăm abia acum. Doi, în ceea ce privește constatările, da, constatările sunt pe locuri nu cele mai călduroase, aș spune. Noi am încercat să fim la maxim tehnici și exact și puțin critici posibil. Și, de fapt, scopul nostru nu a fost să criticăm Consiliul Superior al Procurorilor sau Procurorul General. Scopul nostru este să creăm fundamentul pentru un pas înainte, pentru a îmbunătăți sistemul de numiri și promovări a procurorilor. Brad, it is indeed our pleasure to have you with us today. Now I'm honored to offer you. Sunt onorat să vă dau cuvântul. Bună dimineața tuturor. În numele ambasadei USUA sunt onorat să particip astăzi în acest eveniment de lansare pentru promovarea procurorilor de la legalitate la realitate. Îmi pare foarte bine să aud că acest studiu parțial este elaborat în timp util și este prezentat astăzi. Eu sunt sigur că astăzi vom avea o discuție foarte interesantă și aceasta este un lucru minunat. Vreau să mulțumesc foarte mult Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Procurorilor, Procurorului și altor profesioniști care sunt astăzi cu noi. De asemenea, lăudăm CRJM-ul pentru lucrul care l-au făcut ei, care face parte dintr-un proiect mai mare a ANL-ului implementat prin CRJM. Deci eu sunt sigur că suportul pentru sistemul justiției și reforma în aceste de mulți ani a fost o prioritate foarte înaltă pentru Statele Unite. Și acum mai mult decât vreodată moldovenii vor să vadă o justiție care oferă justiție egală și protejează drepturile umane pentru toți. Deci realizarea acestui scop depinde foarte mult de oamenii care vor să aibă o justiție și o procuratură bună. Deci noi vom vorbi astăzi despre procedurile imparțiale și echitabile pentru promovarea procurorilor. Ghidul în ce privește rolul procurorilor adoptat de către de Congresul a 8-lea a 1 prin prevenirea crimei și tratarea procurorilor spune că pentru a asigura că procurorii pot să realizeze responsabilități profesioniste în mod independent, procurorii trebuie să fie protejate împotriva acțiunilor arbitrare ale guvernului. Deci, în general, trebuie să aibă dreptul la promovare și purtare în baza practicului obiectiv și, în special, e vorba despre calificările profesioniste, abilitățile și integritate, performanță și experiență. Și aceasta trebuie să fie decisă în conformitate cu proceduri echitabile și profesioniste. În acest context, vă asigur că ambasada SUA va fi cu voi pentru a promova mai departe sectorul justiției din Moldova. Deci noi vă dorim succes pentru evenimentul de astăzi și care va aborda foarte multe probleme care vă ciocniți, inclusiv acele pe care le evidențiază acest raport. Mersi frumos! Brad, noi am dorit să oferim acum cuvântul Consiliului Superior al Procurorilor, reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor, numai că sunt sigur că dumnealor vor avea mult mai multe de spus pe marginea acestui studiu pe care l-am făcut noi. De aceea n-am vrea să limităm doar la câteva clipe sau minute intervenția CSP. Vom oferi, dacă ne permiteți, timpul Consiliului Superior al Procurorilor să vină cu comentarii, oricare vor fi ele, după prezentarea raportului, pentru a oferi de asemenea o posibilitate de comentariu de plin asupra tuturor remarcilor pe care le-am făcut. Mulțumesc! Mulțumesc pentru oportunitate de a saluta toți participanți la evenimentul de lansare a raportului Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova, inclusiv cei care ne urmăresc online.
cu toate că suntem conectați la eveniment în mod virtual, consider că există posibilitatea să avem discuții constructive. Sunt pe această platformă să reprezentăm Consiliul Superior al Procurorilor. Am luat atac de constatările raportului, apreciez munca depusă de echipa Centrului de Resurse Juridice susținută de Departamentul de Stat. La părerea mea, există loc de critici din partea societății civile pentru unele disfuncționalități în procedurile de promovare a procurorilor, deoarece aceasta ne ajută să intervenim acolo unde sunt rezerve, dar nu în totalitate acceptăm concluziile de raport. Acolo unde nu le împărtășim, parcurs vom veni cu argumente. Urez tuturor succes, discuții constructive. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule Șușu. Dacă ne permiteți, putem să trecem direct la constatările studiului. Noi am pregătit o prezentare PowerPoint. Și după cum am menționat anterior, eu voi vorbi despre metodologie. Despre metodologie, cum am elaborat acest studiu. Acest studiu a analizat modul de, și titlul este într-o oarecare măsură nu foarte exact, modul de numire și promovare a procurorilor. Adică ne-am uitat atât la numirea procurorilor, noilor procurori în funcție, cât și la promovarea procurorilor care deja există, fie în procuratura ierarhică superioară, fie în funcțiile de conducere. Am urmărit toate concursurile care s-au finalizat, subliniez aici, care s-au finalizat cu numirea noilor procurori, transferul procurorilor și numirea procurorilor în funcție de conducere. Nu am analizat concursurile care s-au finalizat până la perioada de monitorizare, și acum o să vorbesc care este acea perioadă de monitorizare, și după perioada de monitorizare. Perioada de monitorizare este 1 ianuarie 2019, 31 mai 2021, adică 29 de luni. De ce am luat anume această perioadă? CRJM a elaborat un alt studiu care acoperă perioada până la 1 ianuarie 2019. Și am finalizat totul pe 31 mai 2021. De ce? Fiindcă vroiam să finalizăm, spuneam anterior, acest studiu în vară. Noi nu știam că noi vom avea alegeri anticipate, etc. Adică planurile noastre erau ca acest studiu să apară cel târziu în iunie anului 2021. Așa s-a întâmplat din cauza campaniei pentru a evita politizarea subiectului. Am amânat această lansare pentru toamnă. Ce am urmărit în cadrul acestei analize? Spuneam anterior că legea privind la procuratură din anul 2016 a introdus anumite cerințe față de numirile procurorilor. Până în anul 2016, procurorii șefi, de exemplu, nu erau numiți pe un termen, erau numiți pe perioadă nedeterminată. Adică și pe 10, și pe 15, și pe 20 de ani nu era necesitate de a face concursuri periodice pentru acele funcții. De asemenea, era nu foarte clar reglementat modul de recrutare al procurorilor. De aceea, noi am verificat anunțarea din timp a funcțiilor vacante, care a fost una din rigorile noii legi. Noua lege prevede că toate funcțiile vacante se anunță din timp prin plasarea listei funcțiilor vacante, pagina web a Consiliului Superior al Procurorilor. Am verificat în ce măsură această cerință legală se respectă. De asemenea, am încercat să verificăm dacă la concurs sunt scoate toate funcțiile vacante. Asta este cerința din legea privind la procuratură. Funcțiile odată anunțate trebuie să fie scoase toate la concursul ulterior. Vorbesc pentru funcțiile vacante de procuror. Iar sistemul este următorul, că candidații obțin punctaje și cel mai bine clasați candidați, adică candidații care au cel mai înalt punctaj, vor alege din toate funcțiile vacante scoase la concurs. De asemenea, regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor și legea privind la procuratură prevede că concursurile nu se anunță pentru o funcție vacantă anume, și pentru toate funcțiile vacante de procurori existente. Iar concursurile se anunță de regulă odată de două ori pe an. Pot fi un pic mai frecvent, dar de regulă de două ori pe an. Am încercat să verificăm dacă concursurile se anunță periodic.
De ce este important acest moment? Deoarece dacă sunt anunțate concursuri prea frecvente, asta ar putea să creeze, pe de o parte, o sarcină de muncă mai mare pe Consiliul Superior al Procurorilor, dar nu e asta cel mai, n-aș spune așa, contestabil, ci faptul că anumiți candidați ar fi dezavantajați în cazul concursurilor prea frecvente. Am verificat dacă câți candidați au participat la concursuri. Pentru numirile pe post, adică pentru numirea noilor procurori în funcție, acest aspect este mai puțin relevant, după cum spuneam, din 2016 nu se mai anunță concursuri pe fiecare vacanță, ci se anunță un concurs comun pentru toate funcțiile vacante în sistem și cei mai bine plasați candidați și aleg funcțiile vacante în ordine descrescătoare a punctajului obținut. Totuși, se anunță concursuri separate pentru funcțiile de conducere. Așa că pentru funcțiile de conducere am fost interesat să verificăm dacă într-adevăr aceste concursuri anunțate au fost competitive, adică au fost doi sau mai mulți candidați pentru aceste funcții. De asemenea, am încercat să verificăm care este punctajul obținut de candidați în concurs și dacă sistemul punctajului este următorul. Absolventul Institutului Național al Justiției obține o notă. Această notă se convertește într-un punctaj. Iar suplimentar acestui punctaj, candidații se merg la Colegiul de Selecție și Carieră al Procurorilor. Și acolo mai obțin un punctaj. Noi am încercat, iar pentru promovarea procurorilor, nu mai există studii de la ING, dar există evaluarea performanței. De asemenea, evaluarea performanțelor se rezumă la un punctaj și se deja oferă alte punctaje de la Colegii Selecție și Promovare a Procurorilor. Noi am încercat să verificăm dacă Colegiul Selecție și Carieră a Procurorilor nu reduce cumva ponderea studiilor la ING sau ponderea evaluării performanțelor, defavorizând anumiți candidați și favorizând alți candidați în concursuri, astfel încât să schimbe punctajul final în concurs și să, de fapt, avantajeze anumiți candidați. De asemenea, potrivit legii, Consiliul Superior al Procurorilor este obligat, în principiu, să ia în calcul punctajul final din concurs. Consiliul Superior al Procurorilor sau Procurorul General poate să se abată de la acest punctaj dacă candidații câștigători nu întrunesc condițiile de a fi procurori. Am încercat să verificăm și dacă această prevedere legală se respectă. De asemenea, din 24 iulie anului 2020 s-a schimbat procedura de efectuare a transferurilor în procuratură, în baza unei legi susținute la prima vedere de Procuratura Generală. Până la 24 iulie anului 2020, toate transferurile în procuratură se anunțau din timp și se efectuau prin concurs de către Consiliul Superior al Procurorilor. Potrivit modificării în 24 iulie, intrate în vigoare, transferurile nu se mai fac prin concurs, ci se fac la propunerea procurorului general și sunt aprobate de către Consiliul Superior al Procurorilor. Legea nu spune cum procurorul general identifică persoanele care trebuie urmează a fi transferate și pe care le propune și condițiile în care el poate refuza solicitarea unui procuror de transfer. Am verificat și ce se întâmplă cu aceste transferuri, sunt destul de multe de altfel, și am verificat de asemenea cum stăm la capitolul dimensiuni de gen în procuratură. Adică dacă nu cumva sistemul actual defavorizează un gen, fie masculin, fie feminin, în procuratură. Eu o să canalizez intervenția mea aici și Daniel va continua cu constatările noastre. Bună ziua, dacă mă auziți. Până procede la prezentarea propriu-zisă a tuturor constatărilor, îmi dau seama că sunt în următoarele slide-uri câteva grile, cifre, date statistice, tehnici care ar putea la prima impresie să fie complicate, fiindcă toate acestea sunt bazate pe fondul sau substanța care este scrisă în raportul nostru.
Și până a spune principalele constatări, aș ruga colegii de la CIRGM, dacă este posibil, să dea în chat-ul nostru comun link-ul către raport, ca pe parcursul în care eu voi spune constatările, participanții să poată răsfoi însăși raportul pentru a vedea mult mai detaliat argumentele în favoarea constatărilor noastre. Deci, cum spuneam, perioada de raportare de monitorizare este 1 ianuarie 2019 și 31 mai 2021. În această perioadă, CSP a scos 19 concursuri pentru 174 de funcții. Cum puteți vedea în primul parte din grafic, între acestea au fost între candidații absolvenți la INJ, între candidații care nu au studiat la INJ, noi așa am spus, de fapt este în temeiul vechimii muncă, și majoritatea contra cea mai mare concursuri sunt pentru procurori în funcție. Și aici este cea mai interesant, ori ne referim la promovările în procuraturile specializate, în subdiviziunii procuraturile generale sau în funcțiile de conducător a procuraturilor teritoriale sau celor specializate. Puțin mai detaliat, vă rog să uitați în figura numărul 2 și aici vedem care este situația pe concursul. Datele au fost extrase din rapoartele de activitate a procuraturii și inclusiv din hotărârile CSP. Deci pentru concursul la INJ, a fost un singur concurs, de fapt, în această perioadă, pentru 19 funcții, au candidat 17 candidați și au ocupat doar 16 cele au ocupat funcțiile date. M-am uitat detaliat la această hotărâre a CSP și, de fapt, concursul era preponderent pentru procuratura din Chișinău, era vorba de concursul perioadă determinată, pentru perioadă determinată, dar și pentru funcții din procuraturile teritoriale, gen Ocnița, Găgăuzia, Soroca, așa mai departe. Al doilea concurs este cel bazat pentru temeiul vechimii muncă între procurori și a fost 5 concursuri de genul dat, pentru 62 de funcții, 41 de candidați și 35 din ei au ocupat funcțiile la care au aplicat. Și cel mai important, care, mă rog, sare în ochi, așa să spunem, este a treilea categorie de concursuri, cele pentru procurori în funcții. Au fost 13 concursuri în perioada de monitorizare pentru 93 de funcții, 88 de candidați și dintre care 70 din ei au ocupat funcțiile în cauză. Pentru noi, la început, a fost destul de dificil să stabilim dacă CSP anunță toate concursurile pentru funcțiile vacante, așa cum prevede legea, ori, precum cunoașteți, o parte din concursuri până în toamna 2020 erau publicate pe pagina Procuraturii Generale, după care a fost transferul pe pagina CSP și multe din hotărârile CSP s-au pierdut și era dificil să identificăm, inclusiv și anunțurile pentru funcțiile vacante. Deși totuși am scos unele constatări, fiindcă, cum cunoașteți, regulamentul CSP prevede că CSP trebuie să organizeze concursul cel puțin o dată la 6 luni. Asta înseamnă în practic că CSP ar anunța concurs de 2-3 ori pe an. Totuși, practica arată că CSP scoate funcțiile vacante la concurs mult mai des, dar asta referim doar la 2019, deci, fiindcă din mijlocul 2020 această practică s-a schimbat. De exemplu, în 2019 avem situații când CSP scotea funcții vacante în fiecare lună și chiar uneori de câteva ori pe lună. Practica s-a schimbat, totuși nu este clar dacă toate funcțiile de procuror au fost scoase la concurs, deoarece CSP nu publică funcțiile vacante, deși legea obligă acest lucru. Cum spunea și la de anterior, focusul cel mai mare, dincolo de candidații care provin la INJ sau de la procurorii care sunt de funcție, a fost pe funcțiile de conducere. Și în continuare, următorul stat prezintă care este competitivitatea per se în sistemul procuraturii pentru funcții de conducere. Au fost 26 de funcții de conducere scoase la concurs și la prima etapă, din start, la 20 de funcții, s-au înregistrat un singur candidat. Ulterior, parcursul concursului la colegii, 2 din 6 candidați care s-au înregistrat s-au retras din concurs și, respectiv, până la finalizarea concursului, concursul a avut loc final doar cu un singur candidat. Sumând acest lucru, am observat că 85% din concursurile pentru funcții de conducere
au loc în sistemul din procuraturii un singur candidat. Am încercat să identificăm care au fost motivele pentru unii candidați să se retrage din concurs și hotărârile CSP spun destul de lacunare acest lucru. Candidații s-au luat din dorință proprie depus cererile de retragere din concurs. Aceste concluzii ne duc la faptul că, sau confirmă faptul că cel mai des în cazul sistemului procuraturii concursurile pentru funcții de conducere se fac în lipsa unui concurs militar. Trebuie să înțelegem că 20%, 20 funcții din aceste 26 au fost pentru procuraturile teritoriale, dar au fost și concursuri pentru ocuparea funcției de conducător a subviziunii procuraturii generale și conducerea BICICOPS. Toate aceste funcții au fost câștigate în concurs cu un singur candidat. O altă constatare vis-a-vis de funcții de conducere este faptul că 65% din funcțiile date sunt ocupate într-un final de persoanele care dețineau interimat o funcție. Asta în practică înseamnă că procurorul general, în baza unui ordin, desemnează un candidat pentru a deține interimat o funcție de procuror pentru procuratura în cauză și ulterior, în baza unui, peste câteva luni, spunem, în baza unui concurs, aproape formal, CSP numește în funcție pe candidatul în cauză. Trebuie să spunem de fapt că această practică cumva sper că va fi schimbată, ori în august 2021 au intrat în vigoare noi modificări la legea cu privire la procuratură, care cumva reglementează statutul juridic al interimatului funcției. Până acum era discreția liberă a procurorului general de a numi pe cineva în funcție de interimar. Acum, legea prevede un anumit mecanism asiguratoriu, dublu de control din partea CSP, și anume în cazul în care CSP poate refuza decizia procurorului general de a numi pe cineva în funcție de interimar și în cazul dat, CSP, prin hotărâre motivată, numește un nou, numește la un interimat până la galop concurs, propriu-zis. Ceea ce este un lucru benefic, aș spune. Dar constatările noastre sunt destul de dubioase, ori acest lucru leagă cumva cu și legături destul de strânse dintre procurorul general și persoana care ulterior ocupă funcția de procuror șef prin instituirea acestui interimat. Am încercat să analizăm cum este, cum poate colegiul selecție și cariera procurorului să, și dacă acesta, mă rog, influențează cumva determinat rezultatul concursului în detrimentul evaluării performanțelor. Această grilă puteți observa care este situația. Am luat toate concursurile, transfer și promovare și pe altă parte tot concursurile pentru funcții de conducere. Pentru că pentru concursul transfer și promovare sunt 150 maxim, ambele sumând punctajul de la colegiul selecție și colegiul de evaluare performanțelor. Și am constatat că pe toate funcții un punctaj mediu este de la colegiul selecție de 38 de puncte, de maxim 50, la colegiul de evaluare aproape 83. Sumând este 121,6 din 150 maxim. În cazul procurorilor funcțiilor de conducere, unde punctajul este 170 maxim, observăm că la colegii de selecție mediu candidații obțin aproape 58 de puncte, la colegii de evaluare aproape 87 de puncte, ceea ce ar duce 144 final. Dacă facem această grilă simplă pentru un punctaj de instituții de învățământ, am observat că majoritatea procurorilor care candidează la funcții de conducere obțin notele 8 și 9 și, de fapt, chiar 99% din candidați obțin foarte bine la colegii. Din perspectiva noastră, autorilor, sau din percepția publicului, aici apar anumite întrebări vis-a-vis de totuși nu ar trebui cumva de analizat, modificat sau evaluat criteriile de evaluare a candidaților sau poate calitatea evaluărilor. Concluzii mai clare, mai concrete, le vă spun eu la finele acestui prezentări. Despre transferurile efectuate de către procurorul general. Cum spuneam anterior, la 24 iulie a intrat în această modificare în vigoare și au fost efectuate 24 de transferuri din 24 iulie până la 31 mai 2021. Cum se realizează acest lucru? Nu este clar.
poate domnii experiență, domnul Șușu, domnul Roșca, ne va spune cum acest lucru se întâmplă în practică, din experiența lor, cum procurorul general identifică persoanele pentru a fi transferați în funcție de cauză. Spuneam că nu este clar cum procurorul identifică. Am observat că toate propunerile procurorului general au fost acceptate unanim de către CSP, în lipsa de discuții mari. Am monitorizat ședințele CSP când au avut loc aceste transferuri și am observat că motivația cea mai importantă în spatele dorinței candidaților de a fi transferați erau direct invocate motivele personale și familiale. Candidatul sau procurorul se afla într-o procuratură teritorială, familia în Chișinău, sau dorința de creștere profesională. Și aici este un aspect foarte important. Ori din cele 24 transferuri, 11 din ele au fost efectuate spre procuraturi din municipiul Chișinău, care în percepția multora, sau majoritatea procurorilor din procuraturile teritoriale ar fi privită ca o promovare. Iar modul netransparent, pe alocul discreționarea procurorului general de a promova pe cineva sau transfera pe cineva la Chișinău, ar influența sau nu ar duce aceste asigurări necesare pentru independența și meritocrația procurorilor. Apropo, vreau să spun că am observat o tendință destul de crescătoare sau ascendentă a unor persoane care sunt transferate de procuror general într-o perioadă destul de scurtă, dumnealor sau din transferat dintr-o funcție în alta, pe care numit prin ordin din telemar și peste luni este deja numit procuror șef. Și obțin în jumătate de ani de la funcție de procuror până la procuror șef la unei procuraturi este destul de interesantă de această creștere în carieră. Și cum spuneam, una dintre constatările acest aspect este că, de fapt, procurorul general, în asemenea genul de transferuri, duce la o creștere de loialitate a procurorilor transferați față de procurorul general, care este parul inadmisibil. Spuneam că am analizat și care este dimensiunea de gen în sistemul procuraturii și primele două constatări care sunt aici pe slide le-am preluat din raportul procuraturii generale pentru anul 2020 și anume la 31 decembrie 2020, din cei 638 de procurori care erau în funcție, doar 200 sau circa 30% erau femei. 12 femei procurori din cei 124 de procurori atribuți conducere, erau doar 12 din 124. Suplimentar, vom spune că și în Procuratura Generală lucrurile nu stau mai bine. Din toate funcțiile manageriale, 19 erau deținute de bărbați și 3 de femei. Iar în cadrul procuraturilor specializate, Procuratura Anticorupție, PCCOX, erau 12 bărbați în funcție de conducere și doar o singură femeie. Nici la nivel de procuraturi teritoriale, situația nu este bună. Din perspectiva dimensiunii de gen, anume, doar 8 femei conduceau procuraturile teritoriale, sau adjunct și procurori, șef, mă refer, și 81 erau deținute de bărbați. Acest lucru ne confirmă că femeile dețin mult mai rar funcții de conducere în sistemul procuraturii. Acum, referindu-ne anume la partea noastră de monitorizare, avem următoarele constatări. Din cei 146 de candidați înscriși la concurs, doar 34 au fost femei. Este o mențiune generică, fiindcă am luat cumulativ 34, ori câteva doamne procurori au aplicat de câteva ori la câteva concursuri. Și atât că din 121 de câștigători a funcțiilor, 30 din ele au fost femei. Trebuie să facem o mențiune, 25 din femei care au câștigat funcții erau de regulă doamne procurori care accedeau în funcție de procurori de la ING sau erau în funcții de procuror la nivel de procuraturi teritoriale. Și cel mai interesant este că am vrut să vedem dacă cumva ele sunt defavorizate și în concursul pentru funcții de conducere și am avut o constatare destul de interesantă. Din 26 de funcții de conducere, doar două, din 34 de candidați la 26 de funcții de conducere, doar două au fost femei. Și se este denunțat că ambele au câștigat concursurile în lipsa unor contracandidați și doamnele în cauză deja dețineau interimatul funcții la care candidau. Cam asta, în linii, am încercat foarte, foarte sumar, când mă uitam cât timpul ne pesează și
Toate concluziile noastre generale vor fi următoare slide și că este momentul cel mai potrivit ca Vlad să le enunț așa precum le-am formulat în raport. Da, mulțumesc mult, Daniel, pentru pentru intervenția ta, foarte informativă de altfel. Câteva concluzii pe care le-am consultat noi este: funcțiile de conducere în procuratură sunt de regulă ocupate în lipsa unui concurs veritabil. De obicei, persoanele sunt numite interimar, iar la scurt timp după aceasta sunt numite procuror șef. În cel puțin 65% din cazuri, procurorul șef a fost identificat, adică era interimar, decât de fapt procurorul general. După aceasta, în lipsa unui concurs sau cu un singur candidat, în rare cazuri de altfel, acel interimar prelua funcția de procuror șef și sublinez aici, funcția de procuror șef este una destul de influentă în procuratură. Competență destul de mare, având în vedere că nu avem un sistem electronic de gestionare a dosarelor, iar în asemenea circunstanță, ponderea procurorului șef este foarte mare, atât asupra modului cum gestionează dosarele, cât și asupra carierei procurorilor, fiindcă procurorul șef trebuie să dea avize la evaluarea performanțelor pe fiecare procuror din procurorul care o conduce. A doua chestiune pe care, și aici bineînțeles că lucrurile sunt mai complicate și aș vrea poate domnul Șușu sau domnul Roșca să ne explice de ce nu avem competitivitate în concursuri, de ce de regulă pentru funcții de conducere se înscrie câte un singur candidat. Ne-am văzut acest fenomen în justiție până în anul 2019, când tot pentru funcții de conducere se înscrie câte un singur candidat, iar imediat ce în iunie 2019 s-a schimbat conducerea țării, pentru aceleași funcții candidau 5, 6 sau 7 candidați. Adică era ceva neregulă în justiție. Aș vrea să înțeleg în procuratură cum se explică acest fenomen. De asemenea, Daniel, următoarea recomandare pe care aveam noi este că Consiliul Superior al Procurorilor și Procurorul General nu obiectează la punctajul obținut de candidații în concurs, adică în principiu legea se respectă. Totuși, acest lucru trebuie analizat cu atenție, având în vedere că la concursurile cu adevărat sensibile nu avem contracandidați. Adică admiterea în procuratură este cât de cât mai ușoară, deoarece sunt funcții vacante în procuratură care trebuie suplinite, iar pentru funcțiile importante, cele de conducere, nu sunt contracandidați. Adică această concluzie noastră că CSP și Procurorul General nu obiectează la rezultate de concursurilor trebuie tratată cu anumită discreție. Și acum încă concluziile care au fost este, având în vedere performanțele modeste ale procuraturii, trebuie să recunoaștem, încrederea în procuratură este joasă. Punctajele foarte înalte ale colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor. Și subliniez aici, pentru funcțiile, reiterez, pentru funcțiile de procuror, procurorii obțineau la evaluarea performanțelor și la concursuri pentru promovare, în principiu, nota 8 și ceva, mediu. Câțiva obțineau mai puțin, majoritatea obțineau mai mult decât 8 și ceva, iar pentru funcții de conducere, peste 9, adică 143 din funcții, 143 de puncte sau ceva de felul ăsta, din 170. Acest lucru, dacă specialiștii sunt atât de buni, atunci de ce noi nu avem o performanță mai sporită a procuraturii? Și aici fie întrebarea este față de criteriile de apreciere a candidaților, fie de cum cât de calitativ sunt evaluați candidații în baza criteriilor care sunt acceptate. Ponderea redusă a femeilor în procuratură există, în special în cazul funcțiilor de procuror șef și aș vrea și eu să aflu opinia CSP, cum explicăm că în procuratură sunt puține femei. Sunt mult mai puține femei decât în justiție. Apropo, noi am făcut o analiză privind dimensiunea de gen în justiție câțiva ani în urmă
și am constatat că în justiție judecători sunt cu preponderență femei. Și chiar și în funcție de conducere, ponderea femeilor tinde să devină deja dominantă. Iar vedem că în procuratură lucrurile stau încă, procuratura încă e o profesie pronunțată a bărbaților, iar femeile sunt mai degrabă o excepție, doar fiecare al treilea procuror este femeie. În funcție de conducere, lucrurile, după cum a spus Daniel, stau și mai radical. Acestea sunt concluziile noastre și încă o concluzie pe care vreau să o menționez este că transferul netransparent al procurorilor poate reprezenta un mijloc de dualizare a procurorilor față de procurorul general și, după cum a spus Daniel, transferul din, de exemplu, Briceni la Chișinău este de fapt considerat o promovare de către procurori. Mulți procurori și-au familiile în Chișinău, lucrează în alte localități și, bineînțeles, că reîntregi, mă rog, lucru la locul de trai ar fi un mare avantaj pentru ei. În vara anului 2020 s-a introdus sistemul prin care doritorii nu se mai înscriu la concursuri pentru promovare și procurorul general singur decide cine va promova. Daniela a subliniat că am vrea și noi să înțelegem cum procurorul general identifică doritorii de a fi transferați și în baza căror criterii el decide cine să fie transferat sau nu. Și aici apare o altă întrebare, fiindcă vacanțele funcțiilor de procuror în mod normal trebuie ținute de către Consiliul Superior al Procurorilor, nu de către Procurorul General. Nu Procurorul General trebuie să decide ce funcții se suplinesc și ce nu. Asta este competența conform legii al Consiliului Superior al Procurorilor. Ne întrebam dacă Consiliul Superior al Procurorilor nu vede o problemă în acest lucru, fiindcă, de fapt, atunci el nu va putea avea un control asupra vacanțelor din procuratură. Recomandări. Prima recomandare este către Consiliul Superior al Procurorilor să publice lista tuturor funcțiilor vacante în procuratură, pagina sau web oficială. Și în raportul nostru precedent, pentru perioada care se termina 31 decembrie 2018, am constatat același lucru, nimeni nu cunoaște toate funcțiile vacante din procuratură. Legea privind la procuratură prevede că aceste funcții se publică pe pagina web oficială, ele nu sunt. Acest lucru este deosebit de important pentru ca să anticipăm, să cunoaștem care vor fi următoarele funcții scoase la concurs. Și aici cred că eu nu o să fie o surpriză să spun că anumite funcții, deși sunt vacante, nu sunt scoase la concurs și noi nu înțelegem de ce. Parcă concluzia noastră este parțială, că eu am în vedere aici unele funcții doar vacante. Exemplu este funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Ea a devenit vacantă încă în primăvara anului acesta, conform legii, concursurile pentru suplinirea acestor vacanțe trebuie să fie anunțate cu 3 luni de zile până la apariția vacanței. Totuși, concursul nici până în ziua de astăzi nu este anunțat. Poate greșesc eu, poate în ultimele săptămâni s-a anunțat acest concurs, eu nu am văzut acest concurs, ar putea să-mi scade. Ocuparea tuturor funcțiilor vacante la următorul concurs. Adică, prima parte a obligației legale este ca să se anunțe toate aceste vacanțe, iar ulterior toate funcțiile vacante să fie scoase la următorul concurs. Ce înseamnă asta? Daniel vorbea mai înainte că erau situații când se anunțau concursuri la fiecare 2-3 luni. CSP singur spune că ar dori concursuri odată la 6 luni. De regulă odată la 6 luni. Înțeleg că pentru funcțiile de conducere lucrurile ar fi mai complicate. Însă pentru vacanțele în procuratură, adică angajarea noilor procurori, ar fi mai simplu probabil și pentru CSP ca toate funcțiile să fie anunțate din 6 în 6 luni, să înscriu mai mulți candidați, sunt probabil mai multe funcții și atunci și pentru CSP se poate asigura că au cei mai buni candidați care iau funcțiile. Anunțarea concursurilor la perioade scurte de timp înseamnă că anumiți candidați nu vor să înscrie la un concurs, vor înscrie la alt concurs
și atunci lucrurile cumva se perturbează, da, și asta complică foarte mult lucrul Consiliului Superior al Procurorilor. Trebuie să depună mai multe eforturi și colegii de evaluare și cel de selecție pentru a evalua candidații. Excluderea practicii de organizare a concursurilor separate pentru absolvenții INJ. Noi și vorbim aici de numirea procurorilor în funcție, adică angajarea noilor procurori. Spunea Daniel anterior că Consiliul Superior al Procurorilor în această perioadă a anunțat un concurs pentru absolvenții INJ și 3 concursuri pentru celelalte profesii. Pentru noi nu este clar de ce se organizează concursuri separate pentru acestea. În procuratură pot intra absolvenții INJ și persoane care au 5 ani vechime în funcție. Ei sunt și unii și alții susțin examen în fața Comisiei de Absolvire a INJ. Au un punctaj. Ulterior, în baza acelorași criterii, sunt evaluați la colegiul de selecție a procurorului. Dacă criteriile de evaluare a celor doi sunt aceleași, de ce n-ar fi mai simplu ca toți candidații să fie impuși în același registru și toți candidații să participe la același concurs? Adică, evitând concursuri separate pentru INJ, pentru absolvenții INJ și pentru ceilalți candidați. Asta va, de fapt, asigura că în procuratură intră cei mai buni. Nu vreau să spun că absolvenții INJ sunt cei mai buni specialiști. Nu. Sunt și din profesioniști specialiști foarte buni. Dar să ne închipim că avem 40 de vacanțe și avem 70 de candidați. În momentul în care dintre aceste 40, 15 se anunță pentru INJ și vor fi luate de INJ, de absolvenții INJ, că avem 15 sau 20 absolvenți de INJ, atunci vor rămâne pentru ceilalți profesioniști doar 25 de funcții vacante. Și 2, 3 sau 4 profesioniști din clasamentul de jos ar putea să fie mai buni decât ultimii 2-3 absolvenți ai INJ. Atunci, se prezumă, ajungem la situația încât nu cei mai buni candidați iau funcțiile în procuratură. Recomandarea noastră este să renunțați la organizarea concursurilor separate pentru absolvenții ai INJ și pentru ceilalți doritori de a deveni procurori în bază vechimii, în muncă de 5 ani. Apropo, la Consiliul Superior al Magistraturii, deja asemenea practici, la această practică s-a anunțat. Acum se fac concursuri comune pentru toți doritorii de a deveni judecători. Eu cred că ar fi o practică, o schimbare bună și pentru Consiliul Superior al Procurorilor. Organizarea concursurilor veritabile cu mai mulți candidați, în special pentru funcțiile de conducere în procuratură. Parcă e o recomandare cumva greu de implementat, fiindcă nimeni nu poate obliga procurorii să candideze la concurs. Dar poate, și eu aș fi curios să înțeleg de la reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor, cum cred dumnealor, de ce totuși procurorii nu se înscriu la concursuri pentru promovare, pentru funcțiile de conducere în procuratură. Că nu ne este foarte greu să înțelegem de ce dintr-o procuratură în care lucrează 20 de procurori, doar un singur procuror candidează pentru funcția de conducere, acela fiind și interimar sau procurorul șef în funcție. Dacă nu cumva există o problemă, doritorii de a se înscrie în concurs, sunt riscul ulterior să-și pună semnul întrebării carieră. Și de asemenea, ultima recomandare care vreau să o formulăm este să analizăm totuși activitatea colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și a colegiului selecție și cariera procurorilor pentru a ne asigura că punctajul oferit reflectă cu adevărat calitățile procurorului sau candidatului la funcție de procuror sau că criteriile sunt adecvate. Aceasta ar putea să însemne fie modificarea criteriilor, fie înmulțirea activității colegiilor. Și încă o recomandare este revenirea la situația în care transferul procurorilor se face prin concurs, renunțarea la transferarea procurorilor de către procurorul general. Aceasta știrbește independența procurorilor și afectează, de fapt, iremediabil rolul Consiliului Superior al Procurorilor de garant al independenței procurorilor. Făcusem o analiză a câte concursuri câte transferuri s-au făcut și câte numiri pe post s-au făcut. Și am constatat că, de fapt, s-au făcut mai multe transferuri decât procurorul general în ultimii
nu știu câte luni, din 24 iulie până în mai, decât numiri pe post. Ceea ce, de fapt, vorbește că transferul de către Procurorul General are o putere mult mai mare decât concursurile organizate câteodată de către Consiliul Superior al Procurorilor. Vă mulțumim pentru că și ne cerem scuze că a luat mai mult timp decât noi credeam. Domnul Roșca, domnul Șușu, suntem siguri că dumneavoastră aveți multe de răspuns la întrebările noastre. Da, mulțumesc pentru oportunitatea de a mi da cu părerea vis-a-vis de constatările dumneavoastră din raport. Eu am încercat să-mi structurez gândurile după modelul raportului dumneavoastră. Sunt aici pe această platformă, se prezint Consiliul Superior al Procurorilor, dar în unele chestiuni vorbim în nume propriu și atunci îmi face mențiune că este poziția mea personală. Înainte de a trece în mijlocit la aducerea, indicarea argumentelor, vreau să fac o mică remarcă că îmi pare că titulatura raportului Promovarea Procurorilor de Legalitate la Realitate creează impresie pentru public că s-au întâmplat irregularități majore în toate procedurile de promovare pentru procuror. Vreau să vă asigur că nu este chiar așa. Admitem că unele chestiuni ce sunt de procedurile de promovare nu au fost suficient de bine explicate, motivate hotărârile adoptate de CSP, de aceea poate să creați impresia lipsii de transparență și asigurarea competiției în anumite concursuri. Din start, cel mai important asupra cărui fapt am vrut să atrag atenția este că CSP în procedurile de promovare nu este investit cu atribuții în măsură de a-și exercita cu adevărat misiunea constituțională de garant a independenței și imparțialității procurorilor. Și aici mă refer la faptul că unele din competențe care urmau să revină Consiliul Superior al Procurorilor au fost repartizate, transferate de legiuitor către alți decidenți. Aici, în mijlocit, vreau să trag atenția că nu Consiliul Superior al Procurorilor revine competența de a propune Procurorul General numirea și promovarea procurorilor, dar fără dreptul de a adopta hotărâri cu privire la rezultatele concursurilor. CSP-ul nu are competență, părere de rău, de a delega procurorii, nu CSP-ul îi concediază, nu CSP-ul a decis cu referire la asigurarea interimatelor funcțiilor vacante și nu CSP acordă concedii. Primul aspect din raportul, anunțarea din timp a funcțiilor vacante. Da, CSP-ul revine această misiune potrivit legii, dar cariera procurorilor nu este gestionată într-un totul de CSP. Așa cum este stabilit pentru Consiliul Superior al Procurorilor, a magistraturii, cer scuze, care întru totul este responsabil de domeniul administrării carierei procurorilor, de întocmirea și păstrarea dosarelor personale. La moment, analiza situației postul vacant din procurator rămâne în continuare competența secției de resurse umane din cadrul Procuraturii Generale, subordonat Procurorului General. Un alt aspect. Frecvența concursurilor și numărul funcțiilor scoase la concurs demarate de Consiliu demonstrează faptul că nu există foarte multe funcții vacante în procuratură pentru a fi anunțate la concurs. Dar și numărul de candidați care rămân înscriși în registrul candidaților lista pentru numirea pe post, adică absolvenții înjiși candidați în temeiul vechimei muncă, indică la lipsa posturilor vacante. Cât despre neanunțarea funcțiilor care urmau să devină vacante următoarele 3 luni, aici vreau să menționez că majoritatea procurorilor șefi și adjuncții acestora au fost numiți în funcție în 2016, pentru un mandat de 5 ani. Respectiv, mandatul acestora a expirat în 2021. Ar părea corect să considere că CSP nu a respectat această obligație de a anunța din timp că urmează să vacanteze aceste funcții, dar corpul de procurori a fost accesibil această informație, inclusiv din discursurile publice ale procurorului general. În același context, unele funcții, inclusiv de conducere din cadrul procuraturilor specializate, au devenit vacante intempestiv, datorită unor demisii ale procurorilor și publicarea anunțurilor despre vacanța lor în perioada următoare nu putea să aibă loc.
Cu referire la norma din punctul 8.14 a regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, da, într-adevăr stabilește concursul de regulă se organizează odată la 6 luni, dar aceasta nu este obligație categorică și necondiționată. CSM-ul s-a asumat și a anunțat concursuri mai des, ținând cont de faptul că în perioada 2019-31 mai 2021 au încetat raporturile de serviciu 77 procurori, iar multe procuraturi era necesar de a asigura funcționalitatea acestora. De exemplu, potrivit legislației din România, CSM-ul organizează concursuri de promovare anual ori de câte ori este necesar și nu există problemă în aceasta. Cu referire la concursul pentru funcții de procuror șef în 2019, nu au fost anunțate în blocuri, deoarece mandatele procurorilor expirau în perioade diferite, când cele din 2020-2021, concursurile la aceste funcții s-au anunțat la aceeași dată pentru mai multe funcții, deoarece mandatul expira mai multor procurori în aceeași dată. Asta cu referire la primul capitol al raportului. Doi, competitivitatea concursurilor. Credeți că această chestiune a fost pusă în discuție încă de la începutul mandatului actualei componențe a CSP. Inclusiv în cadrul discuției cu partenerii de dezvoltare a fost larg discutat acest subiect ca să reușim să înțelegem și să înlăturăm impresia publică despre lipsa de competitivitate a concursului, în special acelea pentru un singur candidat pentru funcțiile de procuror șef. Părerea o să resuma diferit de la încurajarea prin îndemnul propriu zis a procurorilor să se înscrie în aceste concursuri, până a se reveni la vechile practici de crearea rezervii de cadre în procuratură. Nu putem afirma că în această perioadă, în perioada care a fost pus analizei, am avut concursuri la procurori, la funcții de șef doar cu un singur candidat, în cadrul analizei datelor prezentate către aparatul CSP, care de fapt le confirmă spre dumneavoastră din raport, am identificat cel puțin 4 concursuri în care s-au înscris cel puțin 2 candidați. Pentru a ne asigura că în funcțiile de conducere vor ajunge doar cei care merită, CSP-ul s-a gândit la o soluție de moment și a introdus în la 30 mai 2019, o normă care privedea că în cazul în care la concurs pentru funcția de șef, adjunct a procurorului șef sau șef al subliniei generale participă un singur candidat, care nu a acumulat la evaluare de către colegiul pentru selecție și cariera procurorilor minim 50 de puncte din punctajul maxim total prevăzut de fișa de evaluare, acesta se excludea din concurs. Au existat concursuri de promovare în care candidații, după evaluarea lor de către colegiu, pentru selecție s-au retras cereri de participare în concurs. La părerea mea, explicația este clară. Înțelegând punctajul oferit de către colegiu este decisiv și îl desemnează câștigător contra candidatul său, iar CSP nu poate răsturna hotărârea colegiului doar în caz de incompatibilitate, procurorii se retrăgeau cererile din concurs. Situația cealaltă, în cazul în care procurorii s-au retras din concurs până la evaluarea de către colegiul până la evaluarea lor de către colegiul pentru selecție și carieră procurorilor. Analiza cererilor demonstrează că nu s-au invocat anumite motive. Putem doar presupune că procurorii sunt reticenți de a merge în continuare în concursuri, inclusiv și pe motivul că deja fusese desemnat interimari pe funcțiile devenite vacante și au considerat asta un semnal că acel procuror este preferabil, este loial. Un instrument poate care motiva procurorii de a participa în concursuri este oferirea competențelor CSP, ca și în cazul CSM, ca să decid în cadrul interviului asupra candidatului, inclusiv prin evaluarea lui în baza unor criterii clare cu oferirea punctajului care se constituie măcar 70% din punctajul total. Cu referire la capitolul punctajul oferit candidaților în concurs. CSP, de fapt, nu poate interveni asupra punctajului oferit de colegii. Hotărârile pot fi contestate doar pe chestiuni de procedură. Explicația evaluării punctajului situate la limitele aproape de cele maxime
pot fi explicate prin marja foarte generoasă a punctajului corespunzător calificativului foarte bine, care este de la 76 la 90 puncte. E o soluție în sensul îmbunătățirii mecanismelor de selecție și evaluare, consider cu măsoare colegilor, deoarece criteriile de apreciere se propun, iar calitatea evaluării are de suferit. De asemenea, urmează a fi reexaminat indicii de apreciere cu punerea accentului pe criteriul de integritate. De fapt, în cadrul Consiliului există o viziune formulată de către membru CSP cu referire la acest aspect, care e în proces de analiză. Inclusiv, cunosc și cerezii meu a venit cu unele opinii cu referire la acest subiect. Cât privește transferurile. Da, într-adevăr, aici după introducere de călucitor a modificărilor în procedura de transfer, prin excluderea concursului, Consiliul a fost nevoit să instituit unele reglementări care, la părerea mea, asigură unele proceduri mai transparente în cariera procurorilor. Nu poate fi acceptat obiecte despre formalitatea procedurii de vot în cazul transferurilor. Acolo unde au fost acceptate transferurile, au existat motive personale temeice, inclusiv să ținem cont de poziția ambelor șefi, de unde a pornit și unde urmează să ajungă acel procuror care solicita transferul. Și iată aici, ei ca procurori șefi, sunt foarte reținuți în a-și da anumite avizi pozitive, sub riscul ca să nu-și piardă un procuror bun, ori să nu accepte un procuror cu reușite medii. Într-adevăr, funcțiile de procuror în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău sunt foarte solicitate în cadrul transferurilor. Vreau să vin cu niște cifre care se regăsesc, de fapt, și la dumneavoastră în raport. Din cei 11 procurori transferați din Procuratură Teritorială în cea din municipiul Chișinău, sunt mai mult de jumătate absolvenți a Institutului Național al Justiției, care au acumulat o anumită experiență în cadrul procuraturilor raionale de 3-4 ani. Și în pofida circunstanțelor personale, au fost acceptat prin transfer în Chișinău. Au existat și cazuri particulare, când datorită unor circunstanțe personale excepționale, s-a transferat procurorul cu experiență mai mică, ori a fost acceptat transferul pe poziții, de pe poziții vacante provizorii pe cea permanent pentru a se asigura o previzibilitate în cariera de procuror. Din postura mea de membru a CSP, eu am urmărit tot timpul situația posturilor vacante din ambele procuraturi până am exprimat votul, inclusiv încărcătura de muncă a procurorilor, iar determinant pentru exprimarea acordului transfer din cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, era faptul că volumul excesiv de muncă pentru procurori din această procuratură, comparativ cu celelalte procuraturi teritoriale. Și în final, cu referirile la dimensiune de gen. Aici cifrele indică asupra faptul că, într-adevăr, o treime din procurori, doar o treime din procurori sunt femei. Da, sunt puțin femeile în funcție de conducere din cadrul procuraturii, dar în ultima perioadă doamnele sunt tot mai des implicate în procesele decizionale în procuratură. Aici mă refer la faptul că au fost desemnate femei în cadrul Consiliului Institutului Național al Justiției, în cadrul Consiliului de Integritate, în cadrul Comisiilor de Examinare și Absolvire a Institutului Național al Justiției. Cu referire la întrebarea de ce avem mai puține femei în procuratură comparativ cu justiția, la părerea mea, este determinant specificul activității, implicarea procurorilor în urmăririle penale propriu-zise, care respectiv au tangenți cu anumite ieșiri la fața locului, cu anumite acțiuni care, de urmărire, care, eu știu, mai multe sunt caracteristici bărbaților. Cu referire la celelalte aspecte care le-ați invocat dumneavoastră în calitate de autor, domnul Grubincea și domnul Daniel, eu știu și colegul Andrei Roșca are anumite viziuni și vreau să-i dau și lui posibilitatea, ori dacă aveți careva întrebări, mi le adresa. Cred că întrebările le putem adresa ulterior. Domnul Roșca, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua! Sper că se aude bine. Vreau pentru început să vă mulțumesc autorilor raportului pentru efortul care ați depus pentru întocmire. Într-adevăr, ați constatat o stare care, de fapt, există. Sunt de acord cu colegul cu unele aspecte, nu sunt de acord. Cu
consider că noi trebuie să privim general de acest institut a promovării mai complex. Ce vrem noi în general? Vrem să întărim organele de autoadministrare sau îi dăm tot competența procurorului general. După viziunea mea și după 4 ani de zile de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, lucrurile într-adevăr merg așa cum merg ele. Secția Resurse Umane se află la Procurorul General, Procurorul General deleagă, numește interimarii, are dreptul să detașeze, da, cu acordul nostru. Noi în Consiliul Superior al Procurorilor, adică concursurile se efectuează de către Colegiul de Selecție și Carieră a Procurorilor, de fapt, conform articolului 24. Ce vrem noi pe viitor să facem? Sau îi dăm tot procurorului general, iar mă repet, sau întărim organele de autoadministrare. Dar acum, la întrebările care au apărut, pentru că și viziunile care le-am și eu, trebuie modificări de lege. Și am să încep de la femei. Noi, femei, eu consider că, e părerea mea asta personală, noi avem multe în procuratură, poate nu destul de multe, dar femei sunt. Chiar ieri am discutat cu un procuror șef de la o procuratură specializată, spune că o mare parte din femei sunt cu grafic limitat, da? Adică avem la 8:30, pentru că eu consider că este acest acces, da? Femeile l-au, ca să acceadă în funcție. Deci ele nu depun cererile, nu participă la concursuri, astea deja urmează să vedem pe viitor. Posibil că după ce ne privesc azi online, o să participă la concurs. Referitor la întrebarea care a apărut cu evaluarea și selecția, că este un punctaj foarte înalt. De la începutul carierei noastre ca membru a Consiliului, procurorii trec evaluarea odată la 4 ani sau evaluarea extraordinară. Evaluarea ordinară a procurorilor a fost efectuată doar a procurorilor din Procuratura Generală, procurăturile specializate și o parte din procurorii municipiului Chișinău. Rest, evaluarea ordinară nu a avut loc. Avem loc doar evaluarea extraordinară. Eu intuiesc de ce notele sunt așa înalte, pentru că la evaluarea extraordinară depun cererile doar cei care vor să fie promovați în funcție de conducere. Sau ulterior transferați, tot să fie promovați la procuraturile specializate sau în Procuratura Generală. Probabil de ce noi și avem așa punctaj înalt. O altă problemă, adică nu problemă, chestiune care a fost ridicată, identificarea de Procurorul General a persoanelor pentru transfer. Pentru ca să fie clar cum să... Procurorii care vor un transfer într-o altă procuratură se adresează către Procurorul General cu o cerere. Ulterior, Procurorul General se adresează asta Consiliului. E părerea mea pur personală că noi trebuie să revenim la concursurile, adică să revenim la transferul să fie efectuat prin concurs. Pentru că când am venit noi, dumneavoastră vă duceți aminte foarte bine, domnul Grebince, când am venit noi în componența noastră, noi ne sunau procurorii de raioane și ne întrebau că era o lipsă de personal. În procuratură de 6-5 procurori, lipsau 2-3 procurori. Noi avem astăzi o rezervă, dacă nu mă greșesc, la 100 de oameni. Problema asta deja a dispărut, lipsa de cadre. În 4 ani de zile, probabil că funcția de procuror a devenit atractivă și deja a dispărut. Părerea mea personală că noi trebuie să revenim înapoi la transferul să fie efectuat prin concurs. O altă, dumneavoastră spuneți cum a fost, procurorul general a identificat cele mai bune candidaturi. Cum au fost identificate candidaturile de procurorul general ca procurori șefi? Tot acești procurori interimari au ulterior au acces în funcții. Probabil că aparatul procurorului general au identificat unele dintre cele mai bune candidaturi
alți procurori n-au dorit să depună cerere pentru participare la concurs. Eu consider că deja această problemă prin modificările legii deja a fost eliminată. Să vedem deja practica care o să fie de azi înainte. Deci am vorbit noi despre anunțarea concursurilor, anunțarea funcțiilor vacante. Funcțiile vacante se anunță, adică nu s-au anunțat într-adevăr. Este o problemă în lege, după mine. Procurorul general cu acordul Consiliului detașează procurorii conform articolului 54, să nu-l citesc acum tot, în Consiliul Superior al Procurorului, Institutul Național al Justiției și așa mai departe. Ce facem noi cu aceste funcții? Acestea sunt funcții care unde rămân ele? Pentru că noi, ulterior, 5 membri ai Consiliului trebuie să ne întoarcem în procuratură, procurorii detașați la Institutul Național al Justiției, iar trebuie să revină, dacă noi scoatem toate funcțiile vacante. Pentru că dumneavoastră nu ne-ați lăsat nouă în lege la momentul acela, unde revenim noi? Revenim în funcția care am avut-o sau unde revenim ca membri a Consiliului? Asta nu ne-ați lăsat în lege. Acum procurorul general are discreție să ne numească pe noi undeva. Unde ne numește pe noi procurorul general? Noi nu putem să anunțăm toate funcțiile. Dacă noi anunțăm, noi avem 10, 20, eu nu știu cât sunt la moment, nu pot să vă dau o cifră, dar noi avem procurori detașați. Unde revenim noi și ce funcții ne dă procurorul general? Asta e o chestiune care noi trebuie, probabil, să intervenim cât mai de urgent. Ca să avem o claritate și ulterior să vedem cum anunțăm noi concursul, dacă dumneavoastră aveți o viziune, cum să o faci. Referitor la INJ, apreciere conform articolului 23, candidații la INJ li se apreciază notă. Noi doar avem, deci am făcut 3 liste, pentru că avem, care vin cu experiența de muncă peste 10 ani. Poștii avocați, procurori, judecători, care ei nu au o altă notă. Și aici iarăși trebuie să intervenim probabil cu modificări la lege. Mulțumesc mult. Dacă mai sunt întrebări, eu o să... Doar ca să explic, domnul Roșca, constatările noastre nu au prins probabil procurorii cu 10 ani de experiență. Da. Nu i-am prins. Noi am prins perioada precedentă. Da, dar revenind înapoi, într-adevăr... Nu cer scuză-mă o secundă, am vrut ca să termin gândul. Ceea ce a spus, iarăși eu susțin ideea a colegului, pentru că trebuie să vedem, nu știu, experiența altor state, după cât eu cunosc în Asociația și României, nu au colegiul de evaluare, colegiul de selecție. Mai trebuie să revenim, pentru că pentru mine nu este necesitate la aceste două colegi. Sau revenim la un colegiu de evaluare și selecție care se evalueze procurorii, sau putem să luăm practica României la nivelul curților de apel. CSP-ul formează o comisie și evaluăm procurorii în teritoriu. Aici nu vin în general, aici în Chișinău. Sau, nu știu, eu, părerea mea că noi trebuie să revenim să revedem avem la nevoie de aceste două colegi sau nu? Mulțumesc foarte mult. Acum, cu multe întârziere, dar cu urmă unor explicații și răspunsuri foarte plauzibile, îmi permit să deschid sesiunea de întrebări și răspunsuri, dacă sunt. Până vin acele întrebări, am și eu o întrebare pentru domnul Roșca și domnul Șușu, dacă ați putea să ne explicați. Și am menționat-o asta și în discursul meu. De ce totuși procurorii nu sunt așa de, aș spunem așa, deschiși să participe la concursurile pentru funcțiile de conducere? Fiindcă vedem aceeași situație și în justiție. Și în justiție, pentru funcția, de exemplu, de președinte a unei judecătorii, participă 2-3 candidați pentru Curtea Apel și mai mult, pentru Curtea Supremă și mai mulți. Iar în cazul procuraturii, practic nu sunt contracandidați, nici pentru conducerea subdiviziunilor procuraturii generale, desigur, nici pentru conducerea procuraturilor specializate. Cum ați explicat dumneavoastră acest fenomen?
Părerea mea personală că procurorul general identifică unele dintre cele mai bune persoane la funcție. Ceilalți candidați probabil că sunt mai slab pregătiți sau și pentru că care a fost situația până la ziua de azi, da? O funcție devenea vacantă, Consiliul nu a anunțat concurs, procurorul general identifica o persoană și o numea interimar. După părerea mea ca membru a Consiliului, eu am votat toate candidaturile, da, care au fost numite în funcție, au fost identificate candidaturi foarte, foarte bune. Probabil că aici a fost numirea anume pe post de funcție vacantă a procurorului interimar. Probabil asta a fost. Fenomenul ăsta a fost și până la domnul Stoianoglu. Adică nu putem să spunem că e doar acum. Am făcut și o analiză în 2018. Era aceeași chestiune, chiar și fără interimar. De exemplu, noi făcusem o analiză a concursurilor de numire în funcție de șef de subdiviziune a Procuraturii Generale. Din 15 subdiviziuni, 14 au fost ocupate de către foștii șefi, procurori șefi, iar una din procuror șef, din nou procuror, deoarece procurorul șef vechi plecase deja din sistem. Și întrebarea noastră era dacă s-a schimbat ceva în realitățile concursurilor pentru funcții de conducere sau nu, din 2017-2018 încoace. Dar de ce dumneavoastră spuneți că... Cumva procurorilor să meargă împotriva procurorilor șef în funcție. De ce dumneavoastră spuneți că asta e de acum, din 2019? Asta e de care e legea, din 2016. Să da, mergi procurori interimari la funcțiile vacante. Asta nu e de acum. Asta a fost de când a fost. De când e legea. Eu vroiam să completez colegul în ce sens. Eu discuții foarte aprinsă, dacă public au urmărit, în ultima ședință a Consiliului Superior au existat. Atunci chiar și procurorul general a venit cu poziția sa publică, că nimeni nu este interzis de a participa în concursuri. Pentru mine aceasta, la părerea mea, a fost un îndemn, un semnal clar că procurorul general nu este împotrivă ca și alte persoane în afară de cel care există interimat să participe în concurs. Îl consider acesta ca un îndemn. Până la acest moment, procurorii nu au auzit acest îndemn de la procurorul general și eu consider că situația în viitor cel mai apropiat o să schimbe și o să avem în concursurile, inclusiv și în cele pentru funcții de conducere, o să avem cel puțin doi candidați. Și a doua, și încă o întrebare, nu? Daniel, avem întrebări? Până ce ai, nu văd, dacă cineva dorește să întrebe, o poate face chiar acum. Am eu o întrebare mai mare, nu mai mare, în sens că care vizează prima problemă subliniată, și anume anunțarea vacanțelor. Cum ați vedea dumneavoastră, domnul Șoșu și domnul Roșca, preluarea întregii subdiviziuni responsabile de resurse umane de la Procuratura Generală și aducerea ei la CSP, sau crearea unei subdiviziuni separate pe resurse umane, care să țină în paralel informația despre situația cu personalul din Procuratură? Dar în paralel asta cum? Fiindcă în dumneavoastră ați putea să țineți informația despre funcțiile de procuror, iar procurorul general să țină informații despre personalul care asistă procurorii, care oricum numirea lor nu este competența Consiliului Superior al Procurorilor. Păi asta și-am spus. Secția resurse umane și ei se ține de procurori. Să fie la noi, la CSP, adică nu, a CSP-ului, iar procurorul general... Clar că urmează să aibă secție resurse umane, pentru că procurorul general are în subordine pe personalul tehnic, are în subordine consultanții procurorului și el are nevoie. Dar în vedere secția resurse umane și se ține doar de procurori, ca să fie la procurorul, la Consiliul Superior a procurorilor, pentru că eu intuiesc că undeva o să fie în viitor apropiat și niște modificări la lege care vor să
Posibil concediere o să fie la trecută tot la Consiliul Superior al Procurorilor. Poate și concediul procurorilor, eu nu știu, eliberarea din funcția a procurorilor, pentru că ceea ce avem noi azi, după mine, nu este bine. Dacă vorbim numai despre promovare, dar sunt multe alte aspecte care de discutat. Vlad, dacă îmi permiți o chestiune. Domnul Roșca a anunțat pe dimensiunea de gen că există multe femei în procuratură sau cel puțin suficient la prima vedere. N-ați observat, noi în constatările studiul n-am spus că sunt multe sau puține, fiindcă din 630 de procurori, 200 sunt femei. Ba mai mult, am văzut pozitiv că din cele 34 de femei care au participat la concursul, 30 au fost numite în funcție. Noi eram mai mult reticenți la vis-a-vis de aspectul că femeile nu aplică pentru concursurile de funcții de conducere, ori în procuratură există femei multe care au peste 5 ani de experiență în muncă și doar două femei au aplicat care erau deja interimate în lipsa unor contracandidați. Alte constatări pe dimensiune de gen n-am făcut, în sens că mai mult am văzut proactivismul CSP, proactivismul colegilor în numirea femeilor procurori. Dacă înțeleg că nu sunt alte întrebări, mai participanți, vă mulțumim foarte mult atunci pentru eveniment. Dacă domnul Șușu sau domnul Roșca ar vrea pe final să intervină cu ultimele remarci. Da, eu vreau să remarc următoarele. Într-adevăr, vă mulțumim pentru constatările făcute dumneavoastră în raport. Nu luăm aceasta ca o obidă. Într-adevăr, există loc pentru discuții și într-un fel ne deschide nou câmpul de viziune unde este necesar să intervenim. Vom ține cont de anumite rezerve, îngrijorări a dumneavoastră în aspectele care le acceptăm și respectiv trebuie să intervenim într-adevăr ca să creăm imaginea publicului că respectăm principiul competitivității în concursuri, că acceptăm numirea procurorilor doar a celor care merită și cu asta vreau să închei. Mulțumesc mult, domnule Șușu, pentru această remarcă. Vă rog să fiți siguri că noi nu am avut nicio intenție de a blama Consiliul Superior al Procurorilor. Scopul nostru a fost de a identifica eventualele puncte care noi avem întrebări. Scopul de a îmbunătăți situația. Dacă greșim, noi acceptăm că greșim. Dacă nu greșim, atunci noi am fi bucuroși și să ajutăm inclusiv să venim mână în mână cu Consiliul Superior al Procurorilor pentru a schimba chestiunile de sistem care ar putea să fie așa. Dacă considerați că Consiliul CRJM vă poate fi de ajutor, vă rog să nu ezitați, să ne contactați și noi cu siguranță că vom reacționa în vederea îmbunătățirii sistemului. Fiți siguri de asta. Noi vă mulțumim foarte mult pentru sinceritatea și deschiderea pe care ați dat dovadă astăzi și contăm întotdeauna pe o discuție și o colaborare fructuoasă în viitor. Raportul este deja publicat pe pagina web a CRJM. Înregistrarea video a acestui eveniment este disponibilă pe conturile noastre de socializare, probabil și pe Realitatea Live și pe Privesc Eu. Eu vă urez succese și noi toți dorim ca în procuratură procurorii să se simte a cât de posibil independență în raport cu șefii, iar cariera lor, de fapt, să nu depindă de decizii de arbitrare a oricui. Dacă procurorii sunt cei mai buni, atunci este ea cele mai bune funcții pe care își le doresc. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, vă rămâi bun.